Dilema veche la timpul prezent. Progresul încotro este titlul dosarului de săptămâna aceasta al revistei Dilema Veche, coordonat de Matei Pleșu. Progresul cu bune și cu rele, din perspectivă științifică, filozofică, teologică, antropologică, e întors pe toate părțile în acest dosar despre care discutăm astăzi la timpul prezent. Bun găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Nick Sârbu, jurnalist de știință. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! Matei Pleșu crede că progresul este o îmbunătățire Ceea ce faci cu ceea ce ți-e dat. O definiție conservatoare a progresului e de părere a Andrei Manolescu, redactor șef adjunct al revistei Dilema Veche, pe care vă invităm să-l ascultați în interviul care urmează. În prezent există în lume mai mulți oameni de știință decât oricând. Ritmul cu care se avansează în cercetarea științifică este tot mai accelerat. Dar cum ajung noile descoperiri să influențeze viața de zi cu zi, Andrei Manolescu? Se pare că e o problemă. Sigur, progresul e evident. Descoperirile științifice fac viața tot mai comodă. Cineva observa că abia în ultimele, nici măcar secole, ci decenii, o bună parte a omenirii cea occidentală a scăpat de foame și de frig, un lucru care a fost prezent în viața oamenilor de la începuturile speciei. Dar pe măsură ce se fac progrese și pretențiile oamenilor sunt tot mai multe și asta face cumva ca progresul să producă unele deziluzii în mod paradoxal. Da, deci sunt progrese evidente, mai ales să zic de la renaștere, de când a început știința să fie mai importantă, să fie mai clară ca domeniu și să se observe că pe baza științei omenirea ar putea să o ducă mai bine. S-a făcut clar delimitarea între partea de progres și partea de cultură contemplativă transcendentală, cum e în Orient, în care progresul pare așa, o aurelă sau ceva care nu duce nicăieri. Cred că Occidentul e cel care a mers pe linia științei și a progresului, mult mai mult decât... Orientul. Progresul înseamnă doar cercetare științifică? Nu. Aici lucrurile se complică. Există și un progres social, se poate vorbi și de progresul spiritual, sufletesc al ființei umane, dar deja acolo discuția devine foarte complicată dacă există sau nu există progresul. Unii spun că, știu eu, meditând, făcând yoga și îmbunătățindu-ți propriul spirit și corp fără niciun accesoriu științific, tehnic. E mai mult, mai important decât să ai televizor, frigider, mașină de spălat și alte lucruri de astea. Sunt tot felul de păreri. Depinde dinspre ce unghi privești, de fapt. Dinspre ce unghiuri privesc progresul cei care au scris pentru dosarul dilemei vechi? Chiar coordonatorul dosarului Matei Pleșu în argument observă că din epoca pietrei și până astăzi siliciul a fost foarte folosit în epoca pietrei. Făcea parte din obsidianul cu care se făceau obiectele tăioase. Acum e folosit la cipurile de înaltă performanță. Și spune el progresul a ajuns să însemne folosirea cât mai performantă a resurselor și în cele din urmă o îmbunătățire a ceea ce faci cu ceea ce ți-e dat. Mi se pare o foarte bună definiție conservatoare. Apoi mai sunt colaboratori care vorbesc despre partea teologică a lucrurilor. Este Cristian Chivu, doctor în teologie, care scrie un articol dramaturgizat cumva așa pe mai multe voci, în care se spune, printre altele, că adevărații credincioși nu se tem de știință și admit și se bucură de progresele științifice. Mai este un colaborator, Mirel Bănică, antropolog, sociolog al religiilor, care e nostalgic după toate obiectele pe care progresul tehnologic le-a răpit. Cum ar fi discurile de bonită, CD-urile, chiar becul cu filament, telefonul fix și el făcut observații aici cred că în România nu se întâmplă un fenomen pe care l-am văzut în alte țări. Lucrurile depășite tehnologic au tendința să dispară în România. Ne raliem rapid modelor și uităm de ce a fost în occident, se păstrează într-un fel de nișe, totdeauna și obiectele depășite sau aparent depășite de de progresul tehnologic. De exemplu, am văzut recent în Austria există telefoane publice fixe peste tot și sunt și folosite. La noi au dispărut. De când cu telefonul mobil nimeni nu mai vrea telefoane publice, nu mai pune preț pe ele, nu, nu mai există obiectul acesta. Alexandru Ofrim scrie despre serendipitate, un termen foarte complicat care desemnează găsirea unui lucru bun dintr-o întâmplare, dintr-un accident. Și spune că asemenea lucruri s-au petrecut tot timpul și că această serendipitate este un fenomen curent în lumea științifică. Se poate da niște exemple. America a fost descoperită întâmplare. În Columbus vrea să descopere un drum către Indii și a descoperit America. Sau antibioticele care au fost descoperite într o greșeală. Și spune că lucrul acesta are un rol foarte mare și că neimaginabil de multe descoperiri științifice s-au făcut astfel. Și mai este Liviu Ornea care vorbește despre progresul în matematică, un articol mai greu de citit și foarte interesant articolul în același timp, vorbește celebra teorema lui Fermat, care timp de vreo 300 de ani, cred, n-a putut fi demonstrată. A fost demonstrată în anii 90 printr-un aparat de geometrie algebrică pe care Fermat nu l-ar fi înțeles. Și spune că, uite, iată progresul în matematică, atunci nu putea fi demonstrată teorema lui Fermat, acum, datorită progreselor, s-a putut demonstra. Dar se întreabă în același timp dacă nu cumva există și o demonstrație mult mai simplă, elementară, care putea fi găsită și pe vremea lui Fermat, dar pe care încă n-a găsit-o nimeni. Andrei Manolescu, redactor șef adjunct al publicației Dilema Veche, al cărui dosar de săptămână aceasta pune în discuție ideea de progres. Dacă e joi, e Dilema Veche la timpul prezent. Invitatul nostru este Nic Sârbu, jurnalist de știință, care scrie în acest dosar despre capcanele progresului, despre reversul descoperirilor științifice. Praful de pușcă a fost mai întâi folosit la artificii. Corăbile au cărat ulei de măsline înainte de a transporta soldați. Avioanele n-au avut la început mitraliere. E ca și cum omenirea a crescut prea repede și i-au rămas hainele prea mici, atât de mici încât i se rup pe la încheieturi. Știința e mult în fața umanității noastre, scrieți Nic Sârbu. Cum se explică asta? De ce umanitatea noastră a rămas în urmă față de știință? Sincer, nu știu să explic chestia asta. Mai degrabă, m-aș întreba cum reușește știința să o ia atât de mult înaintea umanității, pentru că am suspiciunea că așa se întâmplă. Uh, am ajuns la un, uh, o evoluție din asta absolut fascinantă a avansului tehnologic până la urmă și cumva noi nu ne-am adaptat mental. Am, am trecut printr-o lungă evoluție de 600 de milioane de ani o evoluție fizică și la un moment dat când am căpătat conștiință și am devenit oameni, am început să evoluăm și mental. Numai că asta se întâmplă parcă mult mai greu. De fapt, cred că asta este ce avem noi acum. Uh, Ne-am cam terminat evoluția fizică într-un fel sau altul și începem o evoluție psihică, mentală. Dar încă n-am început-o pe bune. De aia avem toate problemele astea. În domeniul medical aflăm relativ repede de despre descoperiri foarte importante, dar aproape de fiecare dată atunci când se concretizează, medicamentele sau echipamentele respective sunt inaccesibile. Cum se face că nu putem profita cu toții de aceste invenții? Ce progres mai este ăsta? El este un progres. Iar pentru toate descoperirile astea, pentru ca ele să fie posibile, este nevoie de foarte mulți bani. Și atunci cei care investesc banii ăștia, până la urmă, vor să-i obțină înapoi sau eventual, nu eventual, sigur, cu un profit. Și atunci, în primă instanță, chestiile astea sunt scumpe, dar așa funcționează întotdeauna progresul. Gândește-te la uh, televizoarele color, când au apărut prima dată, sau uh, când au apărut prima dată frigiderele, aveau niște prețuri ridicole. Iar acum, uh, un televizor color este accesibil practic foarte multor oameni, nu tuturor, foarte multor oameni. La un moment dat, probabil că va fi accesibil tuturor. Eu așa îmi doresc. Știința de vârf e într-adevăr un domeniu scump. Țările bogate, puternic, industrializate își permit să financeze cercetarea și tocmai de aceea reușesc în continuare să aibă o tehnologie la vârf și să se impună inclusiv economic și politic. E un cerc virtuos, i-aș spune. Se poate menține pe termen lung tendința asta? Se poate menține supremația în știință și în economie? Nu știu dacă e nevoie neapărat să mențină supremația asta. Spuneam și în textul meu, cred că până la urmă, sau spuneam cu alte cuvinte, cred că până la urmă e o problemă de distribuție, de împrăștiere a bunurilor, să zicem. Și la fel ar trebui să fie și în cercetare. În momentul în care suficient de multă lume ajunge la un nivel suficient de confortabil, treburile astea încep să se întâmple la momentul ăsta, țările foarte bine dezvoltate își permit să cheltuiască bani pe cercetare, pe știință și tehnologie până la urmă. Eu sper că în niște zeci sute de ani treaba asta se va egaliza cumva. Nici Japonia, nici Corea de Sud nu au fost țări neapărat dezvoltate economic atunci când au început să se investească în, în știință, în educație și tocmai pentru că au investit în special în educație, au reușit într-un timp foarte, foarte scurt, în raport cu alte state mult mai, Puternice economic, să devină ele însele puternice. Ai spus o chestie foarte importantă cu educația și este și în dosar. Acum chiar am văzut un, un spread la mijloc despre progres și regres în educație. Un text foarte interesant și cred că ai pus de fapt punctul pe rană și degetul pe ei. Cam asta e ceea ce e nevoie. E nevoie de o investiție ultra masivă în educație. Și atunci ai putea avea pe mai multe planuri, pe mai multe niveluri, genul ăsta de salturi și înainte, pe care l-au făcut, cum spuneai tu, Corea de Sud și Japonia. Problema este că suntem mult prea needucați în sensul ăsta al accesului la și înțelegerii tehnologiei și a realizărilor din ultimii 50-100 de ani. Pur și simplu nu știm să citim chestiile astea. Și asta e problema. Și unde se situează România? De unde ar trebui să începem dacă de mâine... Am vrea să investim uh, în descoperiri tehnologice, în uh, știință de vârf. Ar trebui să începem acum 60 de ani. Uh, Hai să începem de mâine. Dacă începem de mâine, în primul rând, ar trebui să, nu știu, să măturăm tot Ministerul Educației, să construim unul nou, să distrugem ceea ce este acum în programa școlară și să construim una nouă cu oameni care știu cu adevărat ce scriu acolo și. Uh, au în centru atenției lor copiii și viitorul țării astea, sau, dacă vrem mai mult, a omenirii. Până la urmă, asta e nevoie. Să încep dintr-un punct și să demontez încet, încet, și, a, uite că îmi întrerup ideea pentru că mi-a venit alta. Metoda științifică are o serie, spuneam în articolul meu, are o serie de cinci pași, Primul dintre ei este întrebarea. În momentul în care spui întrebare, de ce arde focul la unde a trăznit fulgerul? Trăznetul. În momentul ăla, deci întrebarea este cea mai importantă chestie. Întrebarea e egal curiozitate. Curiozitatea este la ora asta ucisă în fașă în școle din România, din punctul meu de vedere. Poate că e primul punct la care aș pleca, să las curiozitatea copiilor vie. Să-i lasă creeze, să se întrebe. La noi nu există chestia asta. Ți se spune într-un fel ce să faci și trebuie să faci asta. Și asta e foarte trist. Dar în alte țări europene, cum se predau științele în comparație cu cum se predau la noi? Și în alte țări europene, și în Statele Unite, unde am avut mai mult contact cu uh, uh, povestea asta, se predau mult mai relaxat. În primul rând, de exemplu, în gimnaziu nu există matematică, fizică, chimie, biologie și mai știu, geografie, așa. Există științe. Este ora de științe în care. Uh, Până la urmă, copiii învață să pună întrebări. De ce e cerul albastru? De ce avem curcubeu? Întrebări. Și în primul și în primul rând, iarăși și foarte important, profesorilor de acolo nu le este niciodată frică să spună nu știu. Spun nu știu, o să mă documentez acasă și vin și zic mâine. La fel, am auzit recent că undeva în Finlanda, cred, practic nu mai există note, examene, nu mai, e un sistem din ăsta foarte inovator și treburile aparent merg foarte bine. Cred că e nevoie de o schimbare dramatică aici, ca România să poată ajunge până la urmă să meargă cât de cât cot la cot cu ăștia despre care tot vorbim. Că, uite, au am mai inventat americani ceva, au am mai inventat cercetători britanici ceva și tot așa. E. E, totuși, e un mic paradox aici, pentru că de fiecare dată când aud că se pune problema unei reforme în educație sau că se pune problema reformării programelor școlare, îi aud mai ales pe profesori spunând. Nu mai e ca pe vremuri, nu se mai face școală ca pe vremuri, ca și cum progresul ar fi, de fapt, regres. Da, ei spun nu se mai face școală ca pe vremuri într-un sens rău. Eu aș spune, nu se mai face școală ca pe vremuri, punct, fără o conotație negativă sau pozitivă. Nu se mai face școală ca pe vremuri, nu mai trăim pre-vremuri. Trăim 20 ceva de ani, 26 de ani după vremurile alea. Lucrurile s-au schimbat dramatic. Normal că nu se mai face ca pe vremuri, pentru că Uh, avem alte instrumente la dispoziție deci acum aș putea să fac o clasă întreagă de fizică, o oră întreagă de fizică de exemplu, cu niște videouri extrem de interesante care se facă pe copiii ăștia să înțeleagă până la urmă ce e a gravitație sau uh, cum e treaba cu curentul electric, treaba asta nu se întâmplă acum, da, nu mai e ca pe vremuri în zilele noastre sunt mai mulți cercetători științifici decât oricând. Există deja o întreagă literatură de popularizare a științelor, dar în ce măsură marele public nespecializat are acces la aceste informații? În prea mică măsură, o spun din propria experiență și este unul dintre motivele pentru care fac ceea ce fac, adică până la urmă un fel de popularizare a științei, asta încerc să transmit cât mai mult din chestiile astea minunate, Oamenilor care nu au acces la, uh, direct la articole tehnice sau nu au acces în toate felurile. Și e, e păcat că se ajunge așa de greu, nu-mi dau seama de ce. Dar poate ar trebui o uh, cumva accentuată mișcarea asta, inter cumva crescut acest intermediar între oamenii de știință și oamenii din civilie, să spun. Pentru că e. Uh, din cauza faptului că nu se înțeleg cele două tabere până la urmă, se ajunge la situații ridicole cum e toată povestea cu uh, vaccinurile care chipurile sunt rele sau uh, cu încălzirea globală care chipurile nu există sau uh, sunt o serie întreagă de mituri din astea. Uh, organismele modificate genetic care toate ne fac rău. E o, uh, e o serie din asta întreagă de povești în care publicul reacționează emoțional fără să aibă informațiile care l-ar putea lămuri. De ce la noi lumea este atrasă mai degrabă de pseudoștiințe, de astrologie, decât de literatura de popularizare a științei? De ce oamenii vor să afle mai degrabă horoscopul decât să zicem cum funcționează creierul? A, păi, din cauza, că, din cauza dacilor, normal. Nu știu sigur să răspund la chestia asta. Uh... Poate că le oferă niște explicații mai simple și mai apropiate de ceea ce vor ei să audă de fapt. Pentru că nu-i deloc ușor să auzi că lucrurile nu stau chiar așa cum îți imaginezi tu, ci iată știința spune un pic altceva. Nu-ți convine să auzi asta, în timp ce horoscopul îți spune trei chestii mari și late, bani, sentimente, profesional, toate sunt la fel. Indiferent în ce zodie, te aflat, toate spun același lucru. Normal, îmi convine să am bani, să o duc bine profesional, să fiu ok în dragoste. Îți mai atrag atenția asupra unui paradox, Nic Sârbu, cantitatea de informație sau accesul la informație nu conduce neapărat spre o gândire rațională. Dacă ne uităm adesea pe rețelele de socializare, în ce măsură astfel de teorii ale conspirației sau astfel de prostii pur și simplu sunt promovate ca știință sau ca informație certă, ne gândim dacă nu cumva informația abundentă conduce tocmai la, la un fel de, de aberație, de comasare poate, a neadevărurilor. Poate, poate tocmai de aia e nevoie de uh, un fel de alfabetizare funcțională, ceea ce lipsește, la noi, mă am mai devreme, stăm prost din punctul ăsta de vedere. În sensul în care. Să fiu în stare eu, ca om simplu, să discern între prostii și articole bine uh, documentate, cu niște surse în spate, uh, mult mai credibile. Treaba asta nu se întâmplă acum. Și mai e ceva, nu este atât de mult excesul de informație, cât sunt emoțiile la mijloc. Sunt studii făcute despre asta. De câte ori intrăm în contradictoriu într-o discuție cu cineva care argumentează pe dos decât spunem noi, se activează partea aia din creier. Uh, care ne aruncă în defensivă, practic nu ești de acord cu mine, nu ești cu mine, ești împotriva mea. Și în momentul ăla nu mai contează rațion raționamente logică și altceva, nu, contează doar faptul că eu trebuie să câștig bătaia asta. Campania antivaccinare la care participă cu voie sau poate fără voie o mulțime de oameni Prin ignoranță, prin neștiință, n-ar fi fost posibilă fără rețelele de socializare N-ar fi avut acces atâția oameni uh, la publicație uh, Indiscutabil. mainstream Indiscutabil, este unul dintre, una dintre capcanele astea ale progresului despre care vorbeam Da, faptul că toată lumea are acces la informații la... Informație și la comunicarea informației înseamnă că vor exista și astfel de situații. Se vor corecta în timp, sunt ferm convins. E, nu ai dreptul niciun fel să blochezi accesul la internet nici cui. Dar, Ap pe de altă parte, nu toate opiniile au aceeași greutate. Apropo de acces la internet, România se numără printre țările din lume cu cel mai rapid internet. Ne ajută cu ceva chestia asta? Acest progres? Hmm. Uh, teoretic, da. Pentru că la ora asta știu că uh, IT-știi din România sunt priviți foarte bine și există uh, hub-uri și uh, centre de dezvoltare și în Cluj și în București care mizează exact pe chestia asta. Practic? Da, și practic. Pentru că văd imediat pisici, ultimele pisici de pe internet le văd instantaneu și asta mă interesează. Progresul, progresul. <laughs> Nic Sârbu, cum se poate vorbi despre știință astfel încât să înțeleagă și cei care nu au studii de specialitate? foarte ușor. Albert Einstein spunea că uh, poți ști că e o teorie ok în momentul în care ești în stare să o explici bunici. Fizica se poate explica fără matematică, fără ecuații, fără nimic. E suficient uh, să ai câteva jucării în prejur. Este relativ ușor, dar se trebuie un pic de imaginație, un pic de uh, dorință de a schimba lucrurile. Uh, Școlile orele de fizică, de exemplu, ar mult mai interesant dacă n-ar fi făcute după programă și după modul ăsta în care am învățat timp de 60-70 de ani. Și cu rezolvări de probleme îngrozitoare. Nu știu dacă ai neapărat nevoie de problemele alea de rezolvări, sincer. Eu m-aș putea descurca fără probleme ca să transmit un mesaj despre de ce cade mărul din copac. N-am nevoie de ecuații. În ce măsură presa de la noi este interesată să abordeze subiecte științifice? Poți să te întreb așa, care presă? Presa cât mai e, într-o oarecare măsură ar fi interesată, doar că nu mai e. La Radio România Cultural avem o emisiune zilnică de știință. Uite, știi că nu știam. Asta e foarte fain. Deci, ar, din punctul meu de vedere, ar fi de dorit ca tot mai multă lume să vorbească mult mai mult despre asta în loc să-mi arate, nu știu ce mai arată ziarele monden, zilele astea, că nu am mai văzut unul. Da, să-mi povestească, cum spuneam, de ce e cerul albastru. Aș fi mai de grabă interesat de așa ceva. Nic, Nic Sârbu, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Cu de, mare plăcere! A, de astăzi, la Chioșcuri, găsiți dilema veche cu dosarul Progresul încotro coordonat de Matei Pleșu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând! Cu dezbaterea de la timpul prezent, GPS-ul a ajuns și astăzi la final. Sunt Panga Matescu pe mâine seară.